Salutare, dragii mei, și bine v-am găsit la un nou clip. Astăzi vorbim despre trendurile de toamnă-iarnă 2021-2022. A venit acel moment în care vorbim și despre trenduri. Și în cazul în care nu știți, eu fac clipul ăsta de două ori pe an. Odată la începutul anului, cu o prognoză generală, să-i spunem, a trendurilor, și odată la începutul sezonului rece, pentru că de foarte multe ori lucrurile se mai schimbă, se mai clarifică, apar lucruri noi, ca de exemplu o pandemie, și tot așa, și lucrurile se schimbă în materie de trenduri. Și cumva am senzația că atunci când vorbim la nivel general de trenduri, vorbim de regulă despre trenduri de vară, nu știu de ce, sau ar putea să fie doar percepția mea, dar am senzația că în general când vorbim trendurile anului X, ne referim mai mult la cele de primăvară-vară, pentru că e destul de aproape primăvara de începutul de an și cumva în mintea mea cel puțin are logică. Dar înainte de a începe cu trendurile din acest sezon, v-aș invita, dacă nu sunteți abonați, să intrați în familia noastră, să dați un subscribe acolo și să apăsați pe clonțopelul ăla de notificare, că altfel YouTube-ul ne mănâncă, să dați un like și un share la clipul ăsta dacă vă place clipul în sine și dacă vreți să mai facem clipuri despre fashion, și de asemenea să veniți pe Instagram, unde vorbesc cu voi în fiecare zi. Și mi-am luat carnețelul magic și hai să vedem care sunt trendurile din acest sezon care a început, practic. În primul și primul rând aș vrea să zic că este vorba de o salată generală, cum practic ne-am obișnuit în ultimii ani, adică cel puțin pentru mine a devenit o chestie normală să mă uit asupra listei cu trenduri și să văd, zic, da, e o salată, e de toate, e de peste tot. Așa, e o salată și fiecare poate să-și aleagă ce crede că îi se potrivește și ce crede că îi place. Fac clipurile astea, apropo de mențiune, că să fac mențiunea asta înainte să-mi sară cineva în cap, fac clipurile astea pentru că consider că este important și necesar să ne menținem informația. Adică nu o luați ca pe o regulă, nu înseamnă neapărat că trebuie să urmați trendurile astea sau că nu sunteți suficient de importante sau importanți dacă nu urmați trendurile astea sau la modă sau fashionable sau whatever. Ideea este că mie mi se pare că e o formă de a fi la curent, de a vedea cum merg lucrurile, de a vedea cum merg piețele. De foarte multe ori, uitându-te la trenduri, îți vei da seama ce vei găsi în magazine. Și unul din motivele pentru care am venit puțin mai târziu decât în mod normal cu clipul ăsta este că m-am tot plimbat prin magazine în săptămânile trecute și am văzut cam ce a început să apară și am vrut să vă dau și ceva referințe pe care le găsiți în magazine, adică să vă zic cam pe unde se găsesc ce se găsesc. Dar trendurile, așa cum vă spun de fiecare dată, sunt orientative. Dacă considerați că vi se potrivesc stilului vostru vestimentar sau stilului de viață, le puteți adopta. Dacă considerați că sunt too much, cum o să vedeți în cazul meu că majoritatea sunt too much, nu am să le adopt. Și o să începem cu primul trend care persistă de câțiva ani, adică el există, mai ales la nivel de influență reală, așa, în rândul influencerilor, fie că vorbim aici de vedete sau de influenceri digitali care s-au făcut cunoscuți la nivel digital. Avem sacourile, dar nu orice tipuri de sacou, ci sacourile oversized, de preferat sacouri lungi și foarte voluminoase, foarte mari. Iarăși o să vedeți că în sezonul ăsta ne jucăm foarte mult cu volumele, lucru la care, mai ales din perspectiva de minionă, vă spun că e bine să aveți mare grijă. Nu uitați că acolo unde adăugați volum prin material, automat adăugați și kilograme în plus sau volum, efectiv, da? Volumul fiind cuvântul de bază al sezonului ăsta, fie că vorbim de partea de sus a corpului sau de partea de jos, adică vorbim de foarte mult volum.
Ceea ce poate să fie în avantajul nostru sau în dezavantajul nostru și aici depinde foarte mult de noi, cum ne jucăm noi și de stilul nostru, cum știm să ne jonglăm cu treaba asta, da? Deci odată avem partea cu volumul și în al doilea rând, v-am zis, sunt sacourile oversized, care există și mai ales la nivel de influencer, v-am spus că există de ani de zile, nu e ceva nou partea de sacouri, dar cumva anul, în sezonul ăsta se pune mult mai mult accent pe sacouri lungi, sacouri din acelea trei sferturi mai degrabă și foarte voluminoase, da? Deci în mod special din astea. Și am văzut peste tot, cam la toate marile case de modă am văzut genul ăsta de sacouri, fie ele mai voluminoase sau mai normale, și se găsesc și în zona de high street peste tot. Acum, eu personal nu sunt mare fan a sacourilor oversized, în general sunt destul de reticent în ceea ce privește oversize-ul, așa că nu o să mă ating de trendul ăsta, dar și sacourile în sine îmi plac foarte, foarte mult și le consider o piesă extrem de versatilă. Dacă stilul vostru vestimentar este unul mai androgin, mai către o tentă masculină, vă vin foarte bine sacourile astea oversize și combinațiile astea pe care le puteți face. Numărul 2 este un trend care vine de anul trecut și o mare parte din trendurile pe care le vedem în acest sezon se regăsesc și în trendurile de anul trecut. Cel puțin așa este în mintea mea, nu știu, nu m-am uitat la clipul pe care l-am făcut anul trecut în sezonul de toamnă, dar cumva așa mi-aduc aminte, uitându-mă pe lista asta, că se regăsesc în clipul de anul trecut și într-un fel are logică pentru că pandemie, hei, ce să vezi, mare parte din lume, poate nu neapărat în România, dar mare parte din lume în perioada asta încă era în izolare și încă accesul era destul de limitat. Și atunci, da, e clar că nu prea ai avut ce să porți. Dar un al doilea trend care se regăsește, mi-aduc eu bine aminte că știam că eu urăsc, este vorba de trendul cu gecile la pumă, puffer jackets, le știți, ale umflate. Când mai umflate și problema mea personală de anul ăsta este că după ce că sunt odioasă, din punctul meu de vedere, vă spun, acum eu mai și exagerez ca să glumim și ca să dau o tentă amuzantă poveștii, dar na, dacă vă plac și că considerați că sunt utile, go ahead, n-am nicio problemă, dar personal eu le detest. Problema mea foarte mare anul ăsta cu ele este că numai că sunt geci plapumă și că sunt mari, dar sunt și mai mari decât era un an trecut, adică dacă anul trecut aveai gulerul ăla de se lăsa pe spate așa, anul ăsta ți ajunge până la cot gulerul, știți? Adică o trăși pe jos, cusăturile nu mai sunt ca la plapuma aia clasică, așa, în carouri, sunt tot felul de cusături, se jonglează foarte mult cu cusăturile, sunt, aici se merge pe ideea de bigger the better. Și cei mai mulți stiliști vestimentari recomandă că ca la o asemenea geacă să adoptați o ținută pe interior foarte sleek, foarte slim, foarte mulată și într-un fel are sens, adică vrei să pui ceva mulat pe tine ca să nu mai ai alte volume, da? Adică eu n-aș merge pe ideea de să pun o geacă din asta peste un blazer din ăla oversized. Nu văd, da? Deci cred că recomandarea stiliștilor este destul de ok. Da, acum fiecare cum consideră, v-am spus, dacă vă plac gecile astea, go ahead, it's your... Așa, dar ce m-a șocat și mai tare, apropo de trendul ăsta, pentru că trendul ăsta cu modelul de plapumă e deja bine înțepenit, este că am văzut mai nou genți. Deci am văzut, unde am văzut? În H&M sau în Zara? Nu mai știu exact, în una din astea două sau un Mango, ceva de genul ăsta. Am văzut chiar acum câteva săptămâni, vreo două sau trei săptămâni, am văzut o geacă din asta care arăta exact ca o geantă, am văzut o geantă din asta care arăta exact ca o geacă plapumă și zic, a, nu, în Stradivarius am văzut-o, gata, știu, că era o nuanță de albastru pe care o găsesc mai mult în Stradivarius, nu știu de ce nuanța aia de albastru se găsește în Stradivarius, dar în Stradivarius și era o geantă din aia mare, pătrată, dar era toată îmbrăcată așa în materialul ăla de geacă. Zic, ok, da,
Acum, eu personal nu o să ader la asta. Am o geacă, dacă vă aduceți aminte din holul din primăvară, am o geacă pe care mi-am luat-o la insistența cuiva. Așa, care seamănă ca un cumpat din ăla capitonat. Aia am luat-o mai mult de amuzament, dar nu o să mă vedeți plecând la serviciu cu ea. Un alt trend care iarăși este preluat din sezonul trecut, vorbesc când spun sezonul trecut, nu mă refer la sezonul de primăvară-vară, mă refer la sezonul 2019-2020, da? De toamnă-iarnă. Din sezonul trecut este preluat trendul ăsta cu compleuri sau cu costume sau cu absolut toate piesele din material tricotat. Pentru că, având în vedere contextul, din nou, pandemia, s-a mers foarte mult și se merge în continuare pe confort și s-a ajuns la această idee, cum că lucrurile astea din materiale tricotate sunt foarte confortabile și acum sunt accesibile. Ce este diferit anul ăsta de anul trecut este că poți să-ți iei piese separate. Adică anul trecut era cumva o regulă că dacă aveai pantalonii dintr-un anumit material tricotat, într-o anumită formă, o anumită țesătură, nu știu, să fie la set cu bluza, știți? Adică să fie matchy-matchy. Anul ăsta s-a renunțat la ideea asta și poți să combini lucrurile între ele. Acum, na, nu știu cât e de neapărat de practic, cel puțin la nivelul nostru de România, nu știu cât este de practic trendul ăsta, mai ales când o să plouă și o să fie zăpadă, dar pentru casă mi se pare un trend foarte drăguț. Între timp trebuie să fug afară că a început ploaia, să iau ceva și mi-a stricat freza. Dar, continuând, dacă vorbim despre culori, anul acesta veți vedea că se schimbă puțin lucrurile și migrăm de la culorile alea pământii, de la bejuri, de la gri, de la camel, de la maro, care au fost până acum câteva sezoane în trend, migrăm la culori tari. Dacă vă aduceți voi aminte, au început să intre foarte, foarte tare de anul trecut sau de acum 2 ani, au început să intre culorile neon în peisaj, așa, pe sezon de iarnă. Și anul acesta nu neapărat că ar fi vorba de culori neon, dar sunt culori mai tari. Și nu vorbesc aici doar de clasicele roșu, rubiniu, verde smarald, albastru. Astea clasice pe care le mai vedeți și la mine. Astea sunt cumva tot timpul în trend, adică astea nu vor muri niciodată, dar dacă e să ne raportăm la culorile astea, vor fi și ele mai vii. Adică, în loc de un roșu din ăla închis, rubiniu, vișiniu închis, așa, va fi un roșu mai de vară, așa, mai deschis. În loc de un verde din ăla pădure, va fi un verde foarte deschis. Dar lăsând asta la o parte, foarte popular va fi portocaliul, un portocaliu destul de intens, galbenul, o nuanță de galben, nu chiar neon, dar un galben așa mai puternic, destul de puternic. De asemenea, tot ce vreți voi, blu, albastru mai deschis, nu știu, mov, toate nuanțele astea mai deschise de mov și tot așa, adică vorbim de nuanțe destul de deschise și destul de puternice pentru sezonul ăsta și lăsăm cumva în urmă, lucru care mă bucură, nu pot să zic neapărat că sunt fericită că am să văd verde nou sau galben neon iarna când o să fie zăpadă, dar mă bucură faptul că negrul și griul rămân mult în urmă, deci negru cam iese din tendință, să știți, cam este acolo pe puțin ușor, ușor așa pe moarte. Și chiar aș fi interesată să știu dacă vreți un clip cu chestii, lucruri, nu știu, articole sau obiceiuri care au ieșit din trend referitoare la modă, da? Pentru că sunt foarte multe lucruri care până în 2020, 2019-2020 așa erau la modă și erau yes, here we go și au cam ieșit din trend. Cum ar fi Mihai Buț. Da, s-au cam dus, să știți. Un alt trend care mie personal mi se pare extrem de bizar este cropped everything, pentru că de ce nu aici în zona temperat continentală, unde avem 4 sezoane, de ce nu să umblăm vara cu bocanci și iarna cu gleznele goale? Și când zic cropped everything, mă refer la tot.
de la maio, bluză, geacă, bomber jacket, geaca plapumă poate să fie. Am văzut geci plapumă cropped, dar cu gulerul aproape cât geaca de lungă. Există tot felul de variații, pantaloni crop, ce vreți voi, totul crop. Asta nu înseamnă neapărat că trebuie să fie pielea la vedere, ci înseamnă că poți să faci o combinație de genul să-ți iei o ținută din aceea de toată din flanel, să spunem, sau din tricot, și să pui peste o gecuță scurtă de blugi sau o gecuță scurtă, nu știu, un bomber jacket scurt sau ceva de genul ăsta. Adică nu înseamnă neapărat piele la vedere când se spune cropped everything, deși pentru zonele calde merge, vorbim de California, dar pentru România hai să o lăsăm mai moale cu gleznele alea goale iarna. Că trebuie să ne gândim și la aspectul practic al modei, da? Adică să fie și practic pentru zona în care locuiești. Că nu mi se pare deloc drăguț să ieși la 45 de grade cu bocanci de piele în picioare, talpa atâta, și să iarna să stai în Adidas și cu gleznele goale, da? Deci, mare atenție la aspectul ăsta, că trendurile, dacă nu sunt și practice pentru zona în care stai tu, o dai în chici, da? O dai în alte alea și nu e ok. Un alt trend care pe mine mă bucură, deși nu neapărat în perioada de iarnă, este trendul cu rochii midi. Yes, finally, rochiile midi sunt forță. Deci s-a cam terminat cu rochiile alea până în buză. S-a terminat cu rochiile alea care se termină imediat sub sân. S-a terminat cu toate chestiile astea, chiar dacă vorbim de cropped, da? Și ca să vedeți cum se contrazic anumite lucruri, da? S-a cam terminat cu rochiile alea mini și extra mini și mergem cu tivul deja în zona genunchiului sau pe la jumătatea gambei, cam pe acolo. Este un trend care, v-am zis, pe mine mă bucură, mie îmi place, este un trend pe care eu îl prefer de regulă vara, mai puțin iarna, că iarna luându-ți un ciorap închis la culoare sau un ciorap sub rochie, poți să scurtești și rochie, adică nu mi se pare ceva ofensator să ai rochie scurtă iarna dacă ai un ciorap pe picior și nu ai atât de multă piele dezgolită, dar vara, da, nu e tocmai un trend la care să ader, dar da, este un trend ăsta cu rochile midi, fuste midi, și fie că vorbim aici de rochii creion, pentru cine poate purta rochii creion sau are nevoie de rochii creion, sau rochii cloș sau fuste cloș, da, nu are importanță, aici e vorba strict de lungime. Indiferent de stilul pe care îl adopți, e vorba strict de lungime. Ce v-aș recomanda eu personal la aceste fuste rochi midi? Să evitați totuși suprapunerea aia de volum care se face de foarte multe ori cu cizme lungi foarte largi în partea de sus. Pentru că multă lume are tendința să facă chestia asta, doar că mie personal mi se pare că arată cumva neîngrijit, neterminat lucrul atunci când cizma este foarte largă sus și imediat deasupra ei începe o rochie sau o fustă în aceea midi care este largă, știți? Îți taie foarte mult din înălțime, dacă ai 1,90, da, go ahead, nicio problemă. Dacă ești în situația mea de 1,60, credeți-mă că se vede destul de rău. Dacă vreți să purtați cizme cu rochii sau cu fuste, încercați să fie cât mai ajustate pe picior, cât mai lipite. Chiar dacă sunt ieșite din trend, spre exemplu, pentru mine, mi se par că knee-high boots s-ar potrivi aici, că sunt foarte mulate pe picior, știți? Chiar dacă ele teoretic sunt ieșite, nu mai sunt așa la modă. Da? Pentru că sunt mulate pe picior, căutați cizme mulate pe picior ca să vi se vadă piciorul frumos, să se vadă piciorul alungit, nu să fie tăiat acolo unde se întrerupe bucata aia de material de la cizmă largă cu bucata aia de material de la fustă sau de la rochie. Da? E vizual, arată mult mai curat, mult mai bine ansamblu. Evident, dacă vă și place așa ceva. Un alt trend pe care cred că și eu aș putea să-l adopt, dacă voi găsi piesele necesare, potrivite pentru mine, este trendul cu vestele. Nu mă refer la vestele alea casual, ci mă refer la vestele alea de sacou, știți, care sunt de inspirație din sacoui. Sunt elegante, vestele alea, care și ele, la rândul lor, și-au făcut cumva simțită prezența deja de vreo două sezoane încoace, încep ușor, ușor să apară. Anul trecut, parcă că țin minte că tot așa am vorbit de ele. Deci, cumva au reintrat în peisaj și mai ales pentru femei.
Pentru bărbați cumva era ceva clasic, dar pentru femei sunt din ce în ce mai prezente vestele și în plus de asta sunt niște piese pe care le puteți folosi tot așa în crearea unui look androgin sau cu tentă masculină. Aici nu înseamnă neapărat să aveți vestele mulate, știți că sunt acele veste pentru femei care sunt foarte drăguțe, by the way, să fie mulate, ci pot să fie și mai loose, așa, mai larg. Și puteți face foarte multe combinații, ajută la layering, depinde foarte mult, iarăși, de stilul către care vreți să mergeți și cum vreți să le asortați. Dar sunt o idee destul de interesantă, zic eu, mai ales că au început să apară pe piață și veste din acelea care pot fi purtate doar ele, în loc de bluză, știți? Sunt suficient de bine croite pentru femei, în partea de sus, în mod special, astfel încât să nu ți se reverse nimic și să nu se vadă nimic și poți să le porți direct peste sutien, dacă este suficient de cald și dacă îți permite locul în care stai și așa mai departe. Dar da, ăsta mi se pare unul din trendurile interesante care mă atrage într-un fel. Și că vă vorbeam de rochii mai devreme, o inspirație puternică în materie de rochii în mod special, dar nu numai, sunt anii 20 și aici mă refer la mătase. Deja cred că ați observat de anul trecut tot așa că au intrat puternic pe piață rochile din satin și din mătase. Sunt foarte populare, că deja nu mai știi care e cămașă de noapte, care e rochie de seară, dar mă rog, sunt din ce în ce mai populare și anul ăsta sunt foarte în trend și sunt foarte ok de purtat, ce spun unii. Și nu mă refer numai la rochii, dar în mod special rochii din mătase și satin, ci și costume, de exemplu, cu pantalon și bluză. Personal, mi se pare puțin too much trendul ăsta, pentru că mi-aduce mult prea mult aminte de pijamale, știți? Adică trebuie să ai mare grijă cum le combini și cum le faci să nu arate pijamale. Am găsit foarte puține rochii din satin și asta vă spun, e strict părerea mea personală, voi faceți cum considerați. Am găsit foarte puține rochii din satin sau din mătase care să arate a rochie de seară sau a rochie de zi sau să arate a rochie, nu a lenjerie de noapte, știți? A lenjerie de dormit. Mi se pare foarte, foarte fină granița dintre cele două și trebuie jonglat cu mare atenție. Alt aspect pe care trebuie să îl luați în considerare, mai ales dacă mergeți către satin și în H&M, Zara, Mango și astea clasice, așa, de high street, nu veți găsi mătase, că este foarte scumpă și știm că mătasea e foarte scumpă, dar în cazul în care mergeți către satin din vari motive, nu neapărat prețul, mare atenție la mai multe aspecte. Numărul 1, sunt mai multe tipuri de satin, dar nu tot satinul e la fel și sunt acele tipuri de satin care arată ca mătasea și arată bine. Dacă ați văzut vreodată mătase naturală, știți cam cum ar trebui să arate și satin. Poate un pic mai plasticos, dar nu chiar așa. Și este acel tip de satin care arată foarte lucios, foarte plasticos, care se vede că este practic un plastic, da? Încercați să vă feriți de plasticul ăla plastic, că e cheap, arată cheap, efectiv. Și reflectă mult prea multă lumină și este, pe lângă asta, este foarte lipsit de parte practică, pentru că se șifonează. Și iarăși, al doilea aspect foarte important, aveți grijă la satin că se șifonează înfiorător de tare. Sunt foarte puține tipuri de satin care nu se șifonează aproape deloc, da? Deci satinul în general se șifonează și se șifonează rău. Nu te-ai aplecat sau nu te-ai pus pe un scaun și deja ești acordeon și nu știu dacă e cel mai plăcut look pe care ai vrea să-l ai, da? Deci mare, mare atenție! Dacă vreți neapărat să luați o rochie de seară sau ceva din mătase, considerați-o ca pe o investiție, gândiți-vă cum ați putea să o transformați pe viitor, să o duceți la o croitorie, astfel încât să scoateți din ea cât mai multe purtări, da? Nu vă aruncați neapărat în trendul ăsta, pentru că e un trend cu care poți da kicks foarte repede, la fel ca în cazul graniței aleia dintre pijamale și
rochie de seară. La fel și în cazul ăsta, diferența dintre a arăta rău, da? Pentru că ești, vrei să fii în trend, și de a arăta bine, este foarte fină și mai bine, dacă nu vă simțiți confortabile cu trendul ăsta, mai bine nu îl abordați. Și ultimul trend despre care vorbim astăzi este tot un trend care are rădăcini destul de înțepenite, doar că anul ăsta este pe val, este anul de glorie al cowboy boots. Eu nu pot să zic că sunt mare fan al cowboy boots. Și aici vorbim de la, sau ciucate, cum le spun mulți, nu știu dacă termenul de ciucate e corect pentru cowboy boots, dar eu am să le zic cowboy boots. Vorbim de la ghetuțele alea mici în formă de, în stil western, până la cizmele alea înalte, aproape de genunchi, tot în stil western, da? Acum, na, fiecare cum consideră, mare atenție, nu puneți genul ăsta de, de cizme la fustele alea midi de care vă ziceam. Știu că sunt populare combinațiile astea, dar nu sunt, din punctul meu de vedere, nu sunt niște combinații care să arate bine. Da? Deci, mare atenție, eu n-aș pune cowboy boots decât la pantaloni și poate cel mult la blugi. Acolo arată bine, la pantaloni, la blugi, arată, să zici că sunt de acolo, că sunt din peisaj, dar n-aș merge neapărat pe trendul ăsta, iarăși mi se pare o parte din asta destul de relaxată a trendurilor. Vedeți, s-au cam relaxat trendurile și n-aș merge neapărat pe cowboy boots. Acum, cui îi place, go ahead, dar eu personal nu, am să rămân tot la ghetuțele mele, simple, cu toc subțire. Forever. Alea, chiar dacă ies din peisaj, chiar dacă nu mai sunt la modă, eu le voi purta. Voi fi singura care va purta așa ceva, așa numai ghetuțe din alea subțire, cu toc subțire, mai ales în piele întoarsă, pentru că sunt divine. Da, cam atât am avut pentru astăzi să vă spun. Spuneți-mi și voi în comentarii ce trenduri vă plac. Am ales trendurile cele mai plauzibile, cele mai palpabile, că ele așa sunt foarte multe, lista e foarte lungă cu trenduri și sunt foarte multe trenduri care nu sunt neapărat doable, să spunem, pentru un om de zi cu zi. Am ales și eu ce am considerat că sunt din trenduri mai ok de pus în practică. Spuneți-mi voi ce trenduri vi se par ok, ce trenduri vă plac, ce trenduri credeți că o să vi se potrivească, ce trenduri o să adoptați sau ce trenduri nu o să adoptați și care vi se par odioase. Sunteți liberi să comentați. De asemenea, dați un like și un share la clipul ăsta dacă v-a plăcut și dacă vreți să mai facem clipuri de fashion, abonați-vă și veniți și pe Instagram. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Ciao!